Reminiscere, miserationum, tuarum, Domine, et misericordiae Tuae. Iubiți credincioși, dragi ascultători, în zilele noastre, mulți oameni și bărbați, dar mai ales femeile, folosesc adesea tot felul de creme sau alte produse naturale pentru a arăta mai bine. Cu mai multe mii de ani în urmă, oamenii foloseau însă masca de față pentru cu totul alte motive. În Egiptul antic, atât bărbații cât și femeile foloseau o mască de față pentru a se proteja de duhurile rele. Ei credeau că dacă o persoană cu gânduri rele privea țintă în ochii lor, atunci un duh rău intra în trupurile lor. Din această cauză, egiptenii își puneau tot felul de lucruri în jurul ochilor, folosind vopsele stridente, pentru a-i speria pe cei care încercau să-i privească, împiedicându-i astfel să se uite țintă în ochii lor. Ce mijloace folosim astăzi pentru a ne proteja de cel rău? Cu siguranță că nu vom apela la aceeași soluție, nu-i așa? Mântuitorul l-a învins pe cel rău folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu și dezvăluindu-se așa cum este El în splendoarea strălucirii sale cerești. El este singurul care poate să-l învingă pe cel rău și să ne dea adevărata lumină. De aceea, mai mult decât a ne acoperi ochii, trebuie să privim la El, să-L privim pe El și să-I cerem lumină, să-I cerem să ne stăpânească inima. În felul acesta vom fi protejați de rău, care nu mai găsește un loc unde să intre, iar noi vom fi plini de lumină. Evanghelia de astăzi ne prezintă un episod foarte frumos care, ținând seama de cele întâmplate în acele zile, se inserează în ceea ce se poate numi o logică a încurajării. Iisus se apropie de pătimirea sa și știe că ucenicii îl vor vedea răstignit și se vor scandaliza. Atunci el, plin de milă față de ei, îi mângâie, ajutându-i să fixeze momentul final, ceea ce se va întâmpla după aceea. O viziune de mare mângâiere și de lumină. Domnul îi încurajează pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și ne încurajează și pe noi să vedem ce se va întâmpla la sfârșit. Îl vom vedea pe Domnul. Într-adevăr, aventura vieții a fost și mai ales astăzi este judecată rău. Scriitori, poeți, filozofi, realitățile din jur, numărul tot mai mare de sinucideri conduc la un pesimism referitor la viață. Ce rost mai are să trăiești într-o astfel de lume? Dar acesta nu este ultimul cuvânt al problemei. Astăzi, mai mult ca altă dată, Iisus ne spune: dragi frați și surori, pentru care din nou mi-aș da viața, nu e totul aici. Încă nu ați văzut ceea ce este mai bun. Avem nevoie să auzim tot mai des aceste cuvinte, pentru că purtăm în noi această nevoie de mai bine, care este de neînvins. Încurajarea pe care au primit-o ucenicii a ajuns astăzi la noi, pentru că la rândul nostru să încurajăm pe careva cu acea încurajare care coboară de la Dumnezeu și atinge toate inimile. Ucenicii și-au dat seama că nu știu totul, că nu au văzut totul, că asemenea lui Abraham trebuie să părăsească pământul siguranței și să meargă prin credință acolo unde îi va conduce Dumnezeu. L-au văzut pe Iisus așa cum era și au înțeles că era minunat. Nu este o întâmplare că Petru spune: e bine că suntem aici, ne simțim bine, adică este frumos aici,
Este o cauză de fericire pentru noi că suntem aici. Ucenicii văd ce se întâmplă atunci când Dumnezeu în persoană intră în sărmana noastră istorie omenească. Iisus ne spune, eu am o altfel de iubire și voi începe să vă demonstrez nu ținându-vă o lecție teoretică despre iubire, ci dându-mi viața pentru voi. Îmi voi da viața pentru tine ca să te învăț să iubești. Această apariție o așteptau ucenicii. Ei au văzut-o pentru o clipă. Noi o vedem în credință și suntem cu toții încurajați. În zilele noastre este un fel de luptă între chipul misterios al lui Iisus, pe care trebuie să-l contemplăm mereu, și imaginile invadatoare, obsedante. Câți dintre noi ne-am propus în acest post mare un post de la televizor? Să nu mai privim imaginile televizorului, ci chipul lui Iisus. Este o idee. Astăzi diavolul nu ne mai ispitește cu cine știe ce planuri. El ne seduce printr-un fel de imbecilitate dulce. Privește. Îți place? E frumos? Petrece puțin timp așa. Cască ochii, deschide gura și spune ce frumos. Și apoi du-te și te culcă, fără rugăciune, bineînțeles. Ce diferență între aceste cuvinte care n-au nicio valoare și e bine că suntem aici, Doamne, să facem 3 colibe. Creștinismul adevărat ne însuflețește, ne face să dăm mărturie, fără multe predici și cuvinte, că suntem creștini pentru că e bine și frumos să fii creștin. E bine și frumos să fii creștin. Ceilalți te vor întreba imediat, de ce? Dar mărturia este deja dată. Apoi mergi și spune și altora, dar nu pentru a ieși în evidență. Atunci când întâlnești persoane triste, plictisite, fără scop în viață, neliniștite, poți să le bați prietenește pe umăr și să le spui, ai încercat să-L privești pe Iisus? Ai încercat? E frumos. Asta așteptăm noi. Asta așteaptă și Europa cea sângerândă, deziluzionată, obosită. Așteaptă frumusețea Domnului. Dar nu ar trebui să fim noi această frumusețe a Domnului? Atunci când suntem buni, simpli, bucuroși, încurajatori, umili, răbdători, nu suntem oare raze din frumusețea Domnului? Nu punem noi atunci în practică dorința Tatălui, ascultați-L, nu cu urechea, ci comportați-vă ca El. Intrați în fericirea de a fi fiii mei. Iată creștinismul de azi. Cu siguranță că cine îl ascultă pe Iisus își schimbă, își transfigurează viața. Așa cum Gianna a schimbat prin iubire situații dificile. Această tânără avea 27 de ani, termina medicina la Pavia, în Italia, și începea profesia de medic. Într-un pelerinaj la Lourdes îl cunoaște pe Petru și amândoi înțeleg imediat că vocația lor este să se căsătorească. Au unul după altul 3 copii. Când se anunța al 4-lea copil, Gianna suportă o intervenție chirurgicală pentru extirparea unei tumori. Viața ei și a copilului sunt în pericol. În Vinerea Sfântă, la 20 aprilie 1962, Gianna este internată la spital. Câteva zile înainte de a naște, i-a spus soțului, dacă trebuie să decizi între mine și copil, nu ezita, alege și-ți cer asta copilul. Aceasta este preferința Giannei, nu ea, ci copilul pe care îl poartă în sân. Fetița, patra fiică a familiei, se naște a doua zi, pe 21 aprilie, prin operație cezariană. O săptămână mai târziu, Gianna moare din cauza unei peritonite septice. La 16 mai,
2004, în anul dedicat familiei, Papa Ioan Paul al II-lea a proclamat-o sfântă, de față fiind și cei 4 copii ai ei. A fost prima femeie căsătorită ridicată la gloria altarelor în Biserica Catolică în ultimul mileniu, fiind sărbătorită la 28 aprilie. La un moment dat, ea a scris: persoana care trebuie mereu să vadă, să atingă, să audă, nu e cucerită prea ușor de cuvinte. Nu este suficient să vorbești bine, e necesar să arăți prin fapte. Trebuie să fim martori vii ai măreției și frumuseții lui Iisus, Domnul nostru. Nu este o legendă. În Gianna Beretta Molla, totul este o transfigurare de iubire. Pe parcursul unei zile, câte gesturi nu trec oare pe lângă noi, lipsite de iubire și ne lasă nesatisfăcuți. Nu ai putea încerca să transfigurezi fiecare din aceste gesturi, adică să-l transformi într-un gest de atenție față de ceilalți, într-o capodoperă de iubire? Începe imediat cu persoanele care stau alături și nu te descuraja. De multe ori pe zi, eu mă pot reculege într-o pauză de tăcere sau pot fi atent în timpul lucrului, al jocului și chiar în mijlocul gălăgiei pentru a auzi glasul Tatălui care îmi repetă: Iisus este Fiul meu, e toată iubirea mea, e toată bucuria mea, ascultă-L pe El. Adică primește cuvântul Său, pune-L în practică, acceptă conducerea Sa, ascultă de El. Relația cu cuvântul lui Iisus, precum și rugăciunea, ne transfigurează, ne schimbă în interior, făcându-ne tot mai asemănători cu El, alți Iisus. A păstra în inimă, de-a lungul zilei, chiar numai unul singur dintre cuvintele lui Iisus care ne-au fost date la Sfânta Liturghie sau pe care l-am citit noi în Scriptură, schimbă încetul cu încetul modul nostru de a gândi, de a acționa și face chipul nostru mai luminos, aproape transparența chipului lui Iisus. De câte ori de-a lungul zilei mi se întâmplă să citesc sau să ascult sau să las să răsune în inima mea un cuvânt din Evanghelie și să mă angajez imediat să-l trăiesc. De ce să nu împărtășesc și cu cineva din familie sau cu alții ceea ce am putut înțelege și trăi? Iubiți credincioși, dragi ascultători, schimbarea la față nu este numai un eveniment viitor pe care noi îl așteptăm în speranță. În viața noastră este deja în curs o misterioasă schimbare la fața ființei, o progresivă asimilare lui Hristos prin intermediul iubirii. O schimbare la față care în anumiți creștini mai maturi, nu de puține ori, apare și în exterior. Atunci când, de exemplu, vizitez bolnavi care mă întâmpină cu un zâmbet și acceptă cu seninătate suferința lor. Atunci când văd copii și tineri care știu să meargă împotriva curentului și se mențin curați într-un mediu murdar și care murdărește. Atunci când întâlnesc persoane de orice vârstă care sunt capabile de iertare. Persoane care au decis să se bazeze numai pe Dumnezeu, renunțând la idolii de azi, bani, succes, putere, sex. În toate aceste cazuri mă gândesc la o schimbare la față. Noi creștinii avem o datorie față de cel care nu crede sau este în căutare. Să-i oferim momente de manifestare a lui Dumnezeu, de schimbare la față. Lucrul acesta se întâmplă atunci când Evanghelia lui Iisus inundă viața noastră și strălucește prin gesturile și cuvintele noastre, așa cum am auzit în lectura a doua. Și mai ales dacă practicăm porunca iubirii reciproce. După aceasta vor recunoaște toți că sunteți ucenicii mei, adică vor descoperi că sunt între voi
dacă vă veți iubi unul pe altul. Să dea Dumnezeu ca prin harul Său să fim capabili să schimbăm fața acestei omeniri. Iisuse, fă-ne lumină asemenea Ție. Vrem să fim lumină. Amin. Libera-nos, Deus Israel, ex omnibus angustiae.